priviți în X și rămâneți așa cu privirea, da? Nu mișcați. Fixați X-ul. Este similar ecografiei, însă în locul ultrasunetelor utilizează unda luminoasă în infraroșu care scanează straturile retinei și ale celorlalte componente ale globului ocular, realizând niște secțiuni foarte fine, cu grosimi de ordinul micronilor, chiar sub 10 microni, și în felul acesta se realizează o hartă și o vizualizare 3D a ochiului. Această tehnică imagistică este non-invazivă, non-contact, nedureroasă, neiradiantă, nu necesită anestezie și ne ajută la stocarea imaginilor și acestea pot fi urmărite în timp. Această investigație este utilă în stabilirea unui diagnostic precoce, în abordarea terapeutică adecvată, în evoluția pacienților, în multe afecțiuni oftalmologice, cum ar fi glaucomul, degenerescența maculară legată de vârstă, retinopatia diabetică, edemul macular, gaura maculară, tracțiuni retinovitreene, corioretinita seroasă centrală și multe alte afecțiuni. Pe lângă scanarea retinei, acest aparat face și o retinografie a fundului de ochi, a retinei, și în acest fel putem să examinăm toate componentele retinei. Aici, de exemplu, avem papila nervului optic, examinăm vasele de retină, macula, o observăm o rarefiere a retinei cu o retinopatie diabetică, în acest caz cu hemoragii care se observă în regiunea perimaculară, și putem să ne uităm și cu lupa și atunci se observă mai bine aceste modificări, observăm orice patologie pe suprafața retinei, observăm exudate care nu au ce să caute, se observă hemoragiile de-a lungul vaselor care sunt specifice retinopatiei diabetică. La fel și la celălalt ochi,